În cadrul unei conferințe de presă susținută zilele trecute la sediul formațiunii politice, senatorul PNL Călăraș Ciprian Pandea a declarat că au fost făcute demersuri pentru urgentarea aprobării legii consumatorului vulnerabil. Deputatul PNL Călăraș Emil Florian Dumitru a vorbit despre legea consumatorului vulnerabil și situația pandemică din România. Pentru că am primit, cred că, peste 1000 de mail-uri în căsuța mea poștală, în care sunt tot felul de persoane care ne spun stop vaccinării obligatorii, nu certificat verde. O să vă citesc doar un paragraf. Nu au niciun sens, nici medical, nici legal, nici etic. Consider că aceste proiecte de lege sunt acțiuni împotriva poporului român și continuă o întreagă pleiadă de argumente. Vedeți foarte bine ce se întâmplă astăzi în secțiile ATI. Eu cred că astfel de abordări ar trebui clar sancționate și să încercăm pe cât posibil să nu le promovăm în spațiu public, pentru că ăsta este rolul dumneavoastră al presiei din România și cred eu că trebuie să creștem încrederea oamenilor în care sunt soluțiile medicale pe care specialiștii le oferă. Astea sunt astăzi vaccinul, nu avem altă variantă. Sigur că testarea nu face altceva decât să depisteze mai din timp răspândirea bolii, dar asta nu înseamnă că rezolvă problema. Singura problemă care... problema poate fi rezolvată doar prin vaccinare. Eu cred că cu toții în perioadele astea ar trebui să nu facem calcule politice pe ceea ce înseamnă mesajul ăsta care este unul contraproductiv și trebuie să nu apară în spațiu public astfel de persoane. Vedem și la televiziune tot felul de oameni care își dau cu părerea despre efectele vaccinării. Ați văzut că 98% din oamenii care mor urmare a virusului SARS-CoV-2 sunt nevaccinați, ceea ce e clar că ne arată că vaccinul în mare parte ne protejează sau măcar ne ajută să trecem prin boală cu o formă mai ușoară, motiv pentru care fac un apel către toți, pentru că aici nu mai este vorba de un partid politic sau un alt partid politic, să încercăm să promovăm vaccinarea și să încercăm să trecem de valul ăsta parte. Când ați votat corect un buget eficient pentru Consiliul Județean, când erați în președinț sau acum în PNL, a făcut referință la faptul că unele OAT-uri, Consiliul Județean nu a primit niciun leu, și la situația dezastruoasă de la DGASPC, când nu mai sunt salarii decât pentru luna octombrie, ați plătit. Păi, în primul și în primul rând, că nu e problema mea, că el, în momentul în care și-a stabilit bugetul și și-a votat bugetul la începutul anului, nu și-a asigurat salarizarea. Asta e obligatorie. Nu e problema mea. Vis-a-vis de votarea bugetului, eu vă spun că atunci când eram în PSD, nu cred că am fost vreodată de acord să primească zero comunele PNL. Și el știe foarte bine lucrul ăsta. Și dacă ne uităm pe documente, vedem foarte bine că așa a fost. Acum, vis-a-vis de faptul că mi-a spus întrebarea asta, nu vă sfărați pe mine, dar a ieșit public și a spus că, domnule, guvernul nu este responsabil. Pentru că a dat comunelor OAT-urilor de la PSD doar 50.000 de lei. Nu pot să depui asta de măsurile de cenzură împotriva guvernului și după aia să aștepți ca guvernul să îți dea fonduri. E o chestie absurdă. Doi la mână, dacă din fondul de rezervă al guvernului premierul sau banii stau un pic sub premierului, când vine vorba de împărțirea banilor de la Consiliul Județean, sunt alte norme de împărțire. Și atunci eu zic că trebuie să respecte dânsul pe alea și să-și reamintească că noi am început această chestiune, ci pur și simplu la începutul anului a considerat că anumite comune trebuie să primească zero. Domnul prefect, care este numărul de medii din lipsă? Pentru că directorul spitalului județean, care va atacă pătureți în toate direcțiile, e atât de competent încât în fiecare săptămână duce câte un medic. A doua întrebare pe care câte paturi avem noi la ATI? În momentul de față sunt dedicate pacienților COVID 13 paturi, toate sunt ocupate.
de vreo lună și ceva, toate sunt ocupate, și, din păcate. Și vi se pare că atâta de mare e competența către Orașului Călărași, care are 60 de și județului, mai de ce poate? Nu e vorba de numărul de paturi în sine, e vorba de numărul de linii de gărzi cu medici ATI pe care poți să o susții, să o asiguri. Da. În acest moment, din păcate, există o singură linie de gardă pe ATI. Nu poți să, un singur medic, nu se poate împărți la 25-30 de paturi de ATI, inuman. Păi, nu se poate. Ideea era... Am întrebat că în fiecare săptămână pe Facebook apare directorul spitalului. Ce fel de medici are angajează? Păi, nu aduce medici ATI, că n-are de unde să ia. Dacă el difuzează astfel de mesaje, e o minciună. Din păcate, vreau să spun, nu găsește... De responsabilitate publică nu trebuie sancționată de organele statului. Lăsați să termin de acum, ați întrebat ceva. Ideea era dacă, în afară de un medic anestezist, specialist, în afară de un medic, putem aduce măcar 3 rezidenți de an final ATI. Pentru că la nivel național, în urmă cu 10 zile, într-o videoconferință, Ministrul Sănătății împreună cu Ministrul de Interne a spus, domnule, există un grup de 100 de rezidenți la nivel național pe care noi putem să-i detașăm funcție de cererile care sunt de la județe. Eu însă mi-am solicitat ca măcar un medic specialist și 2-3 rezidenți să vină în Spitalul Județean Călăraș. Din păcate, solicitările sunt foarte mari la nivel național și bineînțeles că 3 cu 3 rezidenți, în loc să crești 5-4 la Călăraș, că atâta era posibilitatea 5-6-4, nu mai mult, cu aia 3 medici mai bine de servici 25 de paturi la Câmpul Lung. Vă dau un exemplu. Asta a fost răspunsul. N-ai de unde să inventezi peste noapte. Asta e situația. Deci numai ca să treci numărul de 4 ATI, îți trebuie în acest moment la Spitalul Județean cel puțin 4, un medic specialist, cel puțin 3 rezidenți de an final, să poți să mai înființezi o linie de gardă. Să dublezi, practic, linia de gardă există. În cazul susținerii unui guvern minoritar de către PSD, ce oferă PNL în schimbă ce să-i susține? 4 ATI. Păi, după cum ați văzut, Partidul Social Democrat a venit cu o listă de cerințe. Dacă sunt responsabili și vor să susțină guvernul, probabil că și cerințele alea vor fi îndeplinite. Dar acum mai spun un lucru, să știți că 1500 de paturi în 24 de ore la ATI, nici dacă, nu știu, probabil doar dacă coboară Dumnezeu din cer. Echipate complet, să fii înțelegi, că nu doar paturi. Nu doar de infrastructura în spate, că așa paturile sunt foarte simple. Mergem, cumpărăm 1500 de paturi și le avem, da. Gândiți-vă că e vorba de infrastructură și acum, sincer vă spun, dacă nu s-a putut în țara asta în 30 de ani, nu știu că o să se poată acum în 24 de ore. Dacă mă întrebați pe mine, cred că sunt niște cereri din astea astfel încât să își motiveze faptul că nu vor vrea să voteze. Acum vom vedea. Domnule președinte, unde credeți că trebuie acționat pentru ieșirea din criză? Mă refer aici la soluții concrete pe care PNL le-a putea găsi vis-a-vis de creșterea pensiilor, salariilor, toate raportate de creșterea, dublarea prețului la carburanți, la energie electrică și dublarea prețului la gaz. Repet, este o criză la nivel european, nu este doar în România. Doi la mână, cred că cel mai simplu ca să ieșim din situația asta este ca lumea să vaccineze astfel încât să le desfășurăm activitatea așa cum trebuie. Spre deosebire de anul trecut, să știți că la bugetul de stat se încasează mult mai bine pentru că nu mai avem lockdown și așa mai departe. În primul și în primul rând, ca să ieșim din toată situația asta, trebuie să fim responsabili să ne vaccinăm, să scăpăm de virusul ăsta, după care lucrurile vor reveni la normal. Pentru că virusul ăsta afectează fiecare sistem. Da, și starea sistemului de sănătate era arhicunoscută. Poate dacă ar fi existat de declarațiile nefericite ca un vis pandemia, poate dacă PNL-ul s-ar fi concentrat mai mult pe prevenirea și combaterea valului 4 decât la legele interne, poate și facea în ziua de astăzi ar fi dat altfel, vezi? Dar eu vă întreb dumneavoastră, cu ce i-a împiedicat pe oameni să se vaccineze faptul că noi am avut congres? Păi nu. Dacă voi ați spus, pandemia a fost învinsă, oameni buni, tot e ok, suntem... au rezolvat cu criza. Păi pandemia a fost învinsă în perioada aia, pentru că deja cazurile au scăzut foarte tare, oamenii... Da. Începuseră să se vaccineze, bineînțeles că după ce, într-adevăr, a ieșit președintele și a spus această declarație,
noi ca popor nu suntem gata. Am scăpat. Dar era reală la momentul respectiv. Da, am scăpat. Da, dar acel lucru nu știu din acel moment. S-a dus în cap. Păi. De ginoții. Una la mână și de la mână când a spus congresul cu 5.000 de delegați. A dat un semnal, doamne, nu trebuie să vă îngrijorați, nu trebuie să vă vaccinați. Uite, noi ne putem întâlni. Păi nu, îmi pare rău, dar noi când am făcut congresul cu 5.000 de persoane, să știți că în proporție de 99% am fost vaccinați toți. Iar cei care nu au fost vaccinați au prezentat un test. Ca să nu am COVID. Păi, repet și dumneavoastră ce ați vrea să facem acum, să ne închidem cu toți în casă? Asta era și ideea. Că gândirea asta a fost, dom'le, dacă vă vaccinați, puteți să petreceți cu 10.000 de inși. Dar dacă nu vă vaccinați, lucrurile care se va întâmpla de acum încolo, dacă nu vă vaccinați, îmi pare rău, stați acasă și înțelegeți. Ori vă vaccinați, că nu are rost să îmbolnăviți și pe cei care până la urmă sunt vaccinați. Pentru că este dumneavoastră irresponsabil. De acord, specialiștii recomandă un lockdown dur la Jilomet pentru a da sistemul de sănătate șansa să respire. Și nu mai face față. Repet, se poate face lockdown ăsta dur. După aceea, în 2-3 luni, ne revenim. Iarăși oamenii stau și se gândesc că am scăpat de pandemie și nu vor respecta, nu se vor vaccina în continuare și așa mai departe. Personal, cred că cea mai bună variantă este să nu fie un lockdown, însă oamenii să înțeleagă că dacă se vaccinează pot avea o viață fără restricții și dacă nu se vaccinează trebuie să înțeleagă că trebuie să fie restricții. Adică eu dacă sunt vaccinat și n-am cum să mai îmbolnăvesc și să mă rog, nu mă mai îmbolnăvesc. De ce trebuie să stau în casă? Pentru că dumneavoastră, vă dau exemplu, nu v-ați vaccinat? Cu ce sunt eu vinovat? Să știa că vine valul 4, dar n-am făcut nimic. Și a venit valul 4 doar la noi? Nu, nu, a venit în afară. Da, dar din păcate noi suntem cei mai afectați pentru că noi suntem foarte puțin, sau foarte mică parte din populația română este vaccinată. Da, la noi suntem pe ultimul loc în Europa, da. Domnule senator, dacă situația este atât de gravă, de ce președintele Iohannis s-a amânat atât discutarea unor măsuri restrictive, cât și aplicarea lor? Pentru că a tot sperat că oamenii vor înțelege, a tot sperat că nu e cazul să ajungem iar într-o situație asemănătoare de lockdown. Din păcate, am ajuns astăzi în situația asta și nu mai există altă variantă. În legătură cu situația prefecturii, ce se întâmplă până la urmă cu prefectura? Păi, așa cum am spus de 6 luni de zile, a fost și la ministrul de interne, la domnul Bode, am avut promisiunea încă de acum 3 luni că va fi promovată hotărârea de guvern, în sensul în care se revocă dreptul de administrare temporară ACJ, iar Palatul Prefecturii poate fi, există finanțări, din fericire există finanțări, în așa fel încât să fie reabilitat. Problema e următoarea. Nu înțeleg, deși în urmă cu 2 luni am discutat cu domnul președinte și a recunoscut că efortul de 57 de milioane de lei, 570 de miliarde vechi, este un efort mare pentru bugetul Consiliului Județean. Dacă acești bani și vor veni din surse guvernamentale, de ce să nu o facem? Adică banii pe care Consiliul Județean i-ar investi în reabilitarea totală, de ce să nu-i luăm de la guvern? În primul rând că CJ în acest moment, din păcate, nu are acești bani. Nu înțeleg. Adică e un orgoliu atât de mare încât sabotez, mai trebuie făcut un singur lucru. Deși în 2013 Consiliul Județean a dat o hotărâre 111 prin care renunță la administrarea clădirii prefecturii, nu s-a mai finalizat, nu s-a mai dus la capăt. În acest moment, dacă se face un proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor de consolidare, și subliniez lucrul ăsta pentru că pentru consolidarea Palatului Prefecturii au fost luați banii de la Bern, acest lucru s-a încheiat 100%, doar trebuie făcut acest proces verbal de recepție, iar Ministerul de Interne și-a asumat că va promova această hotărâre de guvern. În această situație suntem la acest moment. Noi am trimis niște adrese și către Consiliul Județean, și către primărie, și către ISC, să ne pună la dispoziție acest proces verbal, dacă el există. Dacă el nu există, trebuie făcute demersul în așa fel încât să se întâmple cât mai curând acest lucru. Puteți să ajutați prin acel program Angel Salini ca măcar cartierul Mircea Bode și Măgureni să poată beneficia de bani pentru asfaltare, reabilitare, cu alte întrebări.
În data de 8 noiembrie se va încheia perioada de depunere a proiectelor pe Anghel Salini. Probabil în decurs de o lună, ministrul dezvoltării va emite ordinul ministrului pe vin finanțarea lucrărilor și cu siguranță... În primăvara acestui an, ministrul de lucrări anunța scăderea prețului la ANL-uri, norme ce vor fi aplicate în următoare 3 luni. Au trecut 3 luni de când nu s-au aplicat nici acum normele și, din câte am înțeles, dacă stai și calculezi prețul conform ecuației din norme, ANL-urile are și un pic mai scumpe. În niciun caz nu vorbim despre o scădere prețului. Din fericire, știu situația destul de bine că m-a sunat cineva din Călărea să mă întrebe vis-a-vis de aceste norme. Pot să vă spun că am vorbit cu domnul director general de la ANL. Mi-a spus că mai durează foarte puțin până când vor finaliza acele norme, astfel încât până la sfârșitul anului acestuia acele norme să fie publicate, dar să fie publicate în așa fel încât calculele să se reiască clar scăderea prețurilor, pentru că nu este normal să le vinzi la suma pe care ai investit inițial, iar ele deja s-au degradat, s-au uzat moral. Doamne deputat, vorbeați mai devreme despre plafonarea prețurilor la energie și gaze. Aș vrea să știu câți cetățeni din județul Călărași au depus cereri în acest sens. Păi suntem în prim proces de depunere a cererilor, nu știu să vă spun o cifră exactă. Cert este că s-a făcut o campanie, ați văzut, la nivel național, de încurajare a oamenilor de a depune cereri. Aici discutăm de toate persoanele, cel puțin la gaze, toți cei care au contracte cu gazele vor beneficia de reducerea facturii cu 33%. Și la energie electrică v-am explicat mecanismul. Eu cred că vor depune oamenii. Problema este rezolvată pe jumătate, spunem noi, în momentul de față cu această plafonare, pentru că noi va trebui să regândim întreg sistemul energetic care n-a beneficiat de investiții în ultimii 30 de ani. Am ajuns în situația asta în condițiile în care știți foarte bine ce zăcăminte de gaze naturale are România în Marea Neagră. Am reușit să-i alungăm pe investitorii americani când ar fi trebuit să încercăm să-i încurajăm să le creăm facilități fiscale, dacă nu mă înșel, s-a întâmplat asta în 2017. Păcat că n-am valorificat oportunitatea respectivă. Uitați-vă că pe ce înseamnă hidrocentrale, n-am mai investit, cu toate că avem o rețea hidrografică importantă și putem produce energie electrică ieftină. Toate lucrurile astea vin cumva din neputința de 30 de ani și sigur că vor exista investiții considerabile, inclusiv premierul Florin Câțu ne-a explicat că se dorește să se listeze la bursă pachete minoritare de acțiuni la companiile de stat, tocmai pentru a veni cu o infuzie de capital. Statul nu pierde, va rămâne majoritar, tocmai să se facă investițiile de care România are nevoie. Încă ne aflam în tot o altă situație, în condiții în care România devenea independentă din punct de vedere energetic. Dar lucrurile astea nu le putem face peste noapte. E nevoie de bani, e nevoie de resurse. Și despre asta e vorba. Lăsând la o parte spectacolul din spațiu public cu populismul, indiferent de guvernul care ar fi venit, eu cred că trebuie să ne gândim cu toții la investiții. Fără investiții, România nu se poate depăși. Despre hipoteza intrării la guvernare alături de PSD, ce nu există? Nu există. Păi din moment ce ai dat jos un guvern funcțional și acum vrei să... Nu, că domnul Coarnă mă dădea ieri ca o posibilitate. Acum că dânsii își doresc, este una, trebuie să mai vrem și noi. Dar veți accepta susținerea lor în Parlament? Păi nu știu, o să fie o susținere, știți dumneavoastră, sigur că o să fie o susținere, dacă ne votează USR-ul. Dacă vă urmează PSD-ul. Păi, ieri, din ce a declarat domnul Ciolacu, a spus că dacă nu acceptă Partidul Național Liberal, nu acceptă alea 10 porunci sau 15 câte a stabilit domnul Ciolacu, nu vor vota. De unde sunteți așa sigur că PSD-ul va vota guvernul Ciucă? Noi nu suntem sigur că PSD-ul va vota tot. Vom vedea. Cum a spus domnul președinte Câțu, toate scenariile sunt pe masă. Va depinde acum doar de domnul Ciuc cum va fi în stare să negocieze și să asigure majoritate, pentru că așa a fost mandatată de domnul președinte. În primăvara acestui an discutam că spre sfârșitul anului vor începe lucrările la fața județului Brașov. Ce știți despre acest lucru? A fost aprobat în ședința de guvern
expropierile și cu siguranță până la sfârșitul anului vor începe lucrările. Cel puțin va începe amenajarea de șantier. Da. Începând ca de anul viitor, sigur să fie demarată și restul lucrurilor. Am și o întrebare pentru domnul prefect. Domnule Barbu, în conferințele de presă ale PSD, prin vocea a tot felul de participanți la aceste întâlniri publice cu presa, ați fost acuzat în repetate rânduri că nu vă implicați în problemele județului Călăraș, mai mult decât atât că blocați dezvoltarea județului prin atacarea hotărârilor de Consiliul Județean. De fapt, am și spus mai înainte, dar repetăm. La începutul anului, cred că în aprilie sau nu mai știu exact, a fost promovată o hotărâre de Consiliul Județean 62 sau 64, nu mai țin minte, că e a cincea oară s-a întâmplat. În anexa la hotărâre erau toate OAT-urile din județul Călăraș, știți foarte bine, dacă am și ultima anexă la mine. În această anexă, dacă îmi permiteți limbajul, la mișto, eu așa am luat, 10 dintre primările PNL aveau alocate 0 lei. Ulterior, am atacat-o și dacă vă uitați la postele pe care le-am făcut, sunt invocate toate temerile legale, pentru că în legea bugetului de stat, acest 6%, alocarea lor este imperativă. Nu este la bunăvoința cuiva, chiar de la nivel local. Se spune acolo, se alocă sumele astea de 6% din impozitul estimat pe venit ar fi încasat în cursul anului 2021. Din fericire, suma este aproape colectată, vorbind de 27 de milioane de lei. Din nefericire, în continuare, Consiliul Județean preferă să aloce 11,94% la ultima propunere, către jumătate din județ, către 28 de primării, iar restul către celelalte 27 de primării. Nu mi se pare în regulă și vă spun de ce. Toate primările au făcut solicitări. Le-au transmis Consiliul Județean, trebuia să fie un echilibru. În urmă cu două luni, când domnul Avrudean, secretar general adjunct al Guvernului, a venit în Călăraș, a fost o ședință la poliția, la IPJ, Călăraș, la sediul poliției, și acolo, în fața primarilor, a fost o promisiune făcută și de către președintele CJ, care spunea, domnule, încercăm să dăm echilibrat aceste sume, în sensul că în jur de 62% să meargă către primările PSD, în jur de 38% către primările PNL. Și eu am spus atunci, dacă aceste promisiuni vor fi respectate, veți lua sume și din cei 6% și veți lua sume și din FRB, din alocarea făcută de guvern. Din păcate, promisiunile nu au fost respectate. Chiar a doua zi a fost ședință în care putea fi promovată această nouă hotărâre de CJ. Nu s-a întâmplat și mai departe știți. Nu mă poate acuza nimeni că nu vreau dezvoltarea județului. Vreau și în continuare sper că dacă Consiliul Județean poate oricând să promoveze o nouă hotărâre DCJ care să distribuie cât de cât echilibrat sume către UAT-uri. Eu am niște sesizări în spate. A fost trimis un memoriu semnat de cei 10 primari către Secretariatul General al Guvernului. Adică nu am inventat eu peste noapte. Dom'le, mie nu-mi place cum se repartizează la CJ și eu vreau altfel. Nu. Era normal și ei sunt îndreptățiți să solicite sume mai mari. Nu poți să dai 12 miliarde la Urbănești sau Vâlcene, le dau un exemplu, și să dai 60.000 de lei la Dragalina. Dau un exemplu. Zero. La Dragalina, de fapt, e chiar zero. Și la ultima... Asta este logica. Nu există altă logică. Bine, avem și o soluție pentru asta. Să știți că dacă nu va înțelege domnul președinte să respecte ceea ce am discutat, banii vor reveni la bugetul de stat și de acolo o să îi împartă guvernul și îi asigur pe toți primarii Partidului Social-Democrat că va fi împărțit echitabil, așa cum am discutat inițial cu domnul președinte al Consiliului Județean. Domnule prefect, v-am aflat la conducerea instituției într-o perioadă foarte dificilă.
Nu considerați că ar fi necesar organizarea unei conferințe de presă în candidatul pe lumea la care să participe și directorul DSP, director de spitale sau pe cine dintre dumneavoastră să ne invitați? Ba da, dacă... Să fie comunicarea un pic mai... Dacă dumneavoastră binevoiți să participați... Păi nu ne-ați invitat niciodată. Sau chiar primar, consilier județean? Nu, e adevărat că nu v-am invitat și recunosc că e un minus. Sunt niște rigori acolo și am luat legătura și cu direcția de comunicare a Ministerului, Ministerul de Intern. Dar nu ăsta a fost motivul principal. Le putem face și la prefectură oricând. O să vă convocăm. Dacă ne onorați cu prezența, nu avem nimic de ascuns și poate interacționând mai rezolvăm din multe probleme care există, să știți. Și sunt suficient de... Deci, bă, era teamă că nu vine nimeni, dar nu le fac. Era posibil, ținând cont că în altă parte era 100%, zic, bă, pe aici s-o arătă și unul, doi, trei. Dar a avut un bun obicei până la un anumit moment de a face astfel de conferințe. Și chiar legea vă obligă să faceți astfel de conferințe. Da, să comunicăm, domnul Lotrea. Ne obligă și conferințe, facem. Specificat conferințe. Da, o să facem. În localitățile cu incidență peste 20 la mie, veți face controle suplimentare, știți ceva? Am discutat și cu șeful IPJ, și cu șeful ISU, și cu jandarmii, să știți că nu de acum, că s-a acutizat, din păcate, treaba. Problema e următoarea. În momentul în care există persoane care circulă și nu verifică nimeni că ele sunt vaccinate sau nevaccinate, nu se aplică. Am și spus, în primul rând, îl avertizez pe unde, a doua oară îl amendez. Pentru că nu mai merge așa. Și sunt situații în care există operatori economici. Știți foarte bine că fostul premier, sau mă rog, încă în exercițiu, domnul Câțu, a ținut partea economică, să zic așa. A ținut cu investitorii. Domnule, dacă eu aplic restricția, s-a încheiat cu Horeca, s-a încheiat cu mai multe... E afectată toată lumea. Ideea era că restricțiile pe care le avem, citițiile, sunt multe, dar unele sunt simplu de aplicat. Problema e că cineva trebuie să și monitoreze, să verifice că se întâmplă. Vă dau un exemplu. Sunt tineri care se duc în, nu în cluburi și discoteci, că alea sunt închise la incidență, asta duc în restaurante. Și își pasează de la unul la celălalt certificatul la verde. Dacă tu nu te duci să verifici, să-i ceri și cartea de identitate și într-adevăr să verifici cu rigurozitate, toată lumea procedează în continuare la fel. Dar există, sunt și niște acțiuni, puteți să cereți și la IPJ să vedeți, s-au desfășurat multe acțiuni, dar am pus accentul pe asta. Fraților, haideți să facem nu numai în municipiul Călăraș și în Oltenița, că jumătate dintre cele 2000 ceva de cazuri sunt în cele două municipii. Dar și în mediul rural e aceeași problemă. Am avut vreo misiuni și cred că își fac treaba. În momentul de față, dar cum a avut numai depășit 20 la mii? Da. Erau datele de el. Până să intrăm în ședință, nu aveam comunicat de la DSP. Nu știu care e incidența acum, dar probabil întrebați în ideea în care s-ar face carantinarea. Ați văzut că, de fapt, se evită carantinarea din motivele pe care le-am spus. Ideea e să respectăm ce avem încă. Și vom vedea ce hotărăște CNSU. Ce părere aveți, reiau întrebare, despre sportul din municipiul Călăraș? Handbal și fotbal. Cum vă fi ajutate? Am o părere bună, dar din păcate va lipsi cu desăvârșire. Locul acum pot să fiu sincer cu dumneavoastră. Știți foarte bine că i-ați promovat când spuneau, știu, cu domnul președinte Iluță și-a bazat campania electorală pe de la locale, pe faptul că va aduce Dunărea Călăraș înapoi în Liga 1. Îmi aduc aminte și aici colegul meu, domnul deputat, poate să vă confirme că la începutul anului am avut o discuție cu el și l-am rugat ca în loc să arunce o foarte mulți bani în Dunărea Călăraș, banii se folosească pentru a promova sportul din fiecare localitate, pentru a promova grupele de juniori și, mă rog, echipele locale. Nu a fost de acord, a zis că el vrea să facă performanță, motiv pentru care astăzi ne aflăm aici. Să ții o echipă de Liga 1, un județ sărac, da. Că ăsta suntem, dacă vrem să recunoaștem, da? Cu un municipiu și mai sărac, mi se pare absurd. Dacă vrem să încurajăm sportul, repet, îl încurajăm pe ăla din fiecare localitate, astfel încât să nu plătim un jucător din Noua Guinee și de mai știu eu de unde e aceea Ana Maria Prodan,
sume de zeci de mii de euro și să-i luăm pe ăștia noștri, care noștri să știți că sunt foarte, cu mult bun simț și să mulțumesc și cu 1.000-2.000 de euro pe lună, nu cu 20.000 de euro pe lună. Dacă vreți să discutăm sincer și aplicat. Asta este soluția. Dar asta se va face în timp. Uitați-vă că inclusiv la echipa națională am avut aceeași problemă. Deci ori îi promovăm pe ai noștri din pepinieră proprie și evident că sunt costurile mult mai mici, ori ne apucăm să aruncăm cu banii. Dar acum cine și cum îi învârte pe acolo nu mai e, repet, problema mea. Și aș vrea totuși că dacă nu ați ridicat problema, ca oamenii aia care acum un an de zile să vă dau cum un piept că o să ducă echipa în Liga 11 și o să facă și o să promoveze cele Liga Campionilor, să-și asume. Că nu e vina noastră. Nu, nici eu, nici Emin Dumitru, nici Vali Barbu, nu suntem vinovați de situația asta. Că nu ne-a întrebat pe noi când a cheltuit banii. Dacă tot vorbim de performanță în sport, haideți să vorbim de adevărata performanță în sport. Avem niște copii în călăraș care an de an câștigă Cupa al României. Mă refer la echipa de baseball. Și dacă tot vorbim de performanță, haideți să mergem la canotar, să vedeți acolo câte medalii de aur, argint, mondiale, europene, aduc în fiecare an. Boxale, de la ministerul și boxe, la fel. Ministerul Sporturilor nu-i poate premia într-un fel, să totuși se exprimă într-un fel, să rămână la noi, pentru că cluburile mari fac tot felul de presiuni pentru a exprima la noi. Păi sunt de acord cu dumneavoastră, dar eu adică știu că... Adică nu ar trebui să-i facem totuși să... Nu mi-aduc aminte ca domnul Chirilă să fi venit și să se fi plâns, cel puțin la noi, că nu are finanțarea dorită. Știu foarte bine că CSM-ul are întotdeauna obținut ce a avut, tocmai prin prisma faptului că a avut foarte multe medalii obținute. Bun, cei de la baseball sunt la CSS, echipa de baseball. La CSS pot să vă spun că deja s-au făcut niște investiții. Acum, cred că 2-3 săptămâni am vorbit cu domnul ministru întrebându-mă, pentru că am mai făcut o cerere de, pentru finanțarea acoperișului clădirii. I-am spus că obligatoriu trebuie să-i ajutăm, așa că vă spun sincer că ne implicăm. Deci okay, știu problemele de acolo. Știu, din păcate vă mai spun un lucru și faptul că noi încă nu înțeleg de ce nu reușim să modificăm legislația, pentru că durează foarte mult până facem achizițiile, până apar trei firme care să contestă unele pe altele, din cauza asta nu reușim să facem o achiziție simplă și un acoperiș și într-o lună și o facem într-un an. Din păcate, la CSS e de un an de zile problema asta, nu e de acum două zile. Iar domnul Chirilă spune de problema financiară, cel puțin în fiecare interviu. Domnul Chirilă spune, da, repet, arătați-mi și mie un document, că așa e simplu, venim și spunem. Și cum dăm bani? Vin eu, bag un amazonat și dăm? Adică dacă nu venim cu hârtii, nu vine nimeni să dea bani. Să facă cerere, să vină, să spună, domnule, am depus cererea la minister și ministerul a depus cererea și mi-a aprobat. Eu nu știu, repet, dacă știe, nu știu, dacă știe domnul prefect, dacă știe... Nu, eu nu știu.